Bună ziua! Astăzi vorbim despre Cota Samus Eco Plus. Este undeva între 2 milioane jumate și 3 milioane, în funcție de cum o iei. Aici are această plăcuță de plastic, da? Dacă o dai jos, îți recircula aerul în interior. Dacă o lași aici, trage, da? Avem aceste două care se spală și se dă jos foarte ușor, da? Stați un pic. Ia uitați-vă și dumneavoastră, da? Avem aceste două care se dă jos foarte ușor, decât tragi de el frumușel, și ăsta la fel, și l-ai spălat. E nemaipomenit. Eu, din punctul meu de vedere, sunt satisfăcut. Aici este becul, da? Uitați aici. Prima viteză. A doua viteză, care trage, dar nu se poate, da? Uitați că am acum oala care fierbe. Așa. Lăsa un pic. Și acum a treia viteză. Ca să-l auziți. Deci trage, dar nu se poate. Da? A treia viteză. În afară de zgomă, pe mine nu mă deranjează. E nemaipomenit, da? În afara faptului că v-am prezentat această cotă, e din inox. De aici, de unde pleacă aragazul, da? Până la cotă, între cotă și aragaz, trebuie să ai undeva între 65, da? Și 75. Eu am pus-o la 70. Ca să fie între. Măsuri. Cota are 60, măsură de la jumatea aragazului. Trasez aici frumos, da? Trasez care e jumatea aragazului și o pui după aceea sus la 70 de centimetri. Îi trasez aici, cu ceva. După aceea, în spate are două agățători, te duci frumos cu 13 centimetri în sus, că ți explică, da? I-ai dat două găuri, două dibluri, exact între ele, da? Și ai montat cota. Deci, eu sunt foarte mulțumit de această cotă. Dacă vreți să vă cumpărați, o recomand.